Bună dimineața, prieteni! Mergem până la mama Elenuța să vedem ce mai face ea. Nu am mai făcut de ceva timp un vlog, iar am zis că astăzi este momentul. Stai să ciocănim la ușă, că așa e frumos. Mama Elenuța, ești acasă? Da! Mă primești? Da! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce mai faci, măi, mămăiță? V-am spalat de dimineață vreo două și de acum să fac vreo două prăjoare. Au! N-am mai fost de câteva zile pe la tine. N-ai fost că a fost frig. Stai puțin acolo un pic pe pat. Ia un loc acolo pe pat. Ce faci? Cum ai petrecut de Valentine's Day? Frumos am petrecut. Cum stai cu dragostea, cu tatai? Cum ați petrecut? Cu tatai. Ca bătrâni, a stat la televizor. Chiar ce vreau să te întreb. Câți ani faci de căsătorie cu tatai? 40 ceva de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Ce faci? Cum ești? Bine? Sănătoasă? Nu prea, mă doare spatele. Azi noaptea așa de tare mi-a fost rău, cred că am mâncat sarmale și nu trebuie să mănânc. Și m-a durut așa de tare atâta noapte. Nu prea te-ai simțit bine zilele astea, nu? Nu. Sincer, mai cam supărat un pic. Ce? Păi eu te-am trimis să mergi la spital, să te faci bine. Nu să mă duc când vezi și ne duc când umblam nici cursuri, nu umblam nimic, nu să mă duc. Vezi că mi-ai promis, când treci cu COVID-ul ăsta, și te faci bine și astea, mergi la spital să-ți facem analiză. Adică să mă duc. Promiți? Da, mă duc de-am să fac două prăjolele, că... Ce vrei să ne pregătești astăzi? Două prăjoale. Vrei să ne faci prăjoale? Mhm. Moldovenești, nu? Prăjoale, da. Dar ce-ai pățit acolo la nas? Ușor, nu știu, și de temperatură, știu? Întâi le fac și apoi le pun la prăjit. Mai ușor. Mai, te-ai gândit să faci prăjolițe? Prăjolițe, deci am pus cărniță, vă două cartofi, vă câteva ouă. Deci, asta e carne de porc, da, nu? Da. Ce ai mai pus acolo? Vă două cartofi ca și moi. Am așa, pus usturoi. Usturoi, chipeș. Și atât, nu? Vă două ouă. Cam din asta e compoziția. Da, da. Și acum se... Le fac întâi. Și să le prăjesc. Chiar mi-era dor să mai fac un vlog cu tine. Da, păi n-ai văzut zilele astea și frigul fost. A fost frig groaznic. N-ai mai venit, că mai sunam pe Nuța, voi să văd. Unii la București, trecut din București. Păi n-am mai venit, dacă m-ai supărat. Ai, ce-am supărat? Am zis că... Să țin așa în stand-by vreo două zile. Să vedem. Mai, ce-o mai nins zilele astea? Ce-o mai bătut vântul ăsta? Nu, de nins nu prea, dar vântul a făcut prăpăr. Auzi, dar de ce le pui așa pe masă? Păi le fac și apoi le prăjesc, așa mai greu. Așa, nu, nu e bine așa, hai să facem altfel. Bei ceva o... farfurii, ceva, o tavă mai mare și le pui acolo, nu le pui pe masă. Lasă tava. Că e mai bine așa, că... Nu, le pun pe un platou. Da, să le pui în platou, adică le faci... Nu mai am vreo două. Adică le faci și le pui gata în platou. Eu spun puțin pauză ca să aduci un platou, să nu le pui pe masă, știi, că nu-i... Nu-i igienic, adică... Ai pus? Ce? Pauză. Da. Stați, mama aia merge să aducă un platou. Păi pauză, băi! Dar ce nu, de ce nu dai perdeluța așa în geam? Tați, mama, ia, aduci un platou. Nu găsesc acum. Mama ia să caute ceva, să șteargă platouă. Dar de ce vrei pauză, mai mama? Păi așa. Suntem la școală? Trebuie pauză? Trebuie să fii naturală. Și nu ai zis cum ai petrecut de Valentine's Day? Am petrecut, că eu sunt tânăr și-mi trebuie Valentine. Cum? Valentine, așa cum spui tu.
Valentine's Day. Da. Ia spune și tu. Valentine's Day. Ai, că știi să zici. Așa, uite, vezi cum te învață nepotul tău. Da, și eu prima seara. Nu-i bine așa. Pui frumos acolo. Facem cu răbdare, cu calm. Mai povestim câte ceva la prietenii noștri care ne urmăresc. Bine, povesti. Oricum, eu țin să le mulțumesc pe această cale că s-au abonat într-un număr mare la canalul nostru de YouTube. Suntem aproape 12.000 de abonați. Ok. Hm? Si. Ei, cum puțin, măi, mamaie, dar noi facem vloguri de 3 luni de zile. Alții nu fac în 3 ani 12.000 de abonați. Tu trebuie să fii mulțumită și cu atât. Mulțumește-le. Mulțumesc frumos de atâta, da. Uitați, mamaie, cum face aici părjolelele. Auzi? Fă câteva mai mititele, așa rotunzi. Și așa să fac. Ca să fie de două feluri, știi? O să faci de două feluri, știi? Să faci câteva rotunzi. Mie îmi plac așa mai micuțe. Dar nu le faci la aragaz? A, le faci la... S-o găti butelia. S-o găti butelia. Vai de mine. Păi trebuie să mergem să-ți cumpărăm butelii. S-o cumpăr. Păi? S-o încarc, nu s-o cumpăr. De ce s-o încarci? Are încărcător? Butelia ta? Ai, nu mai vorbi cu încărcător. Păi da, e... Mă, la slugul eu de acolo, la un schimb, la un ies butelii. Păi tu ești că vrei să mergi să încarci? Ei, încarc. A, eu credeam că ai butelie cu încărcător. Da, am butelie cu încărcător. Uitați, mamaia, cât de energică este astăzi, vedeți? Dacă eu vin așa cu spiritul ăsta bun, da. Ea tot se aprinde, tot. E o energie totală, o energie pozitivă. Eu așa am învățat-o eu. Să fii cu energie pozitivă, nu negativă. Nu, mamaie? Nu-i bine ce te-am învățat eu? Hai, tati! Hai zi, nu te mai rușina acum! Am învățat, o mai învățat de sus în școală. Să aduc ulei. Mamaia merge să aducă ulei acum. Mergem și noi cu ea. Mergi și eu cu tine? Hai că te filmez așa de... Ia uitați, ce frumușică e mamaia. Parcă te-ai mai îngrășat, măi, mamaie. Da, m-am îngrășat. De când mănânci cărniță de porc, te îngraș? Da, nu prea mănâncă. Cam cât ulei pui? Ia uitați ce frumoasă e mamaia mea. Ce mamaie gospodină am eu. Mamaie, de ce nu ești tu pierdeluța asta la geam așa trasă? Este. Uitați ce frumoasă e mamaia mea, dacă vă place ideea, lăsați comentarii. Că... O să pun din puțin pauză, că vreau să aprind focul și după revenim în câteva minute. Ce dracu, nu știi să fiu să filmez o filmare, băi? Ești în direct. Dar ce te-ai supărat, măi, mamaie? Nu fac nimic mai bagat în direct, nebunule. Nu știi, băi, te râde și dacă nu știi să filmez. Da, am intrat înapoi în direct. Mamaie s-a enervat că i-am zis că... Să-mi facă niște părjoale rotunzi. Da, îi fac și lapte rotunzi. A, ce te-ai enervat? Te-ai pus tu ca să prindă. Păi acum suntem în direct. Ia uitați, mamaie, cât de frumos face părjoalele. Mai fi nervoasă, măi, mamaie, că noi te iubim. Vrem să fii cât mai naturală, cât mai expulsivă, cât mai tandră, mândră că ai un așa nepot. Da, dar mai închide ele acolo. Dar ești mândră că ai un așa nepot? Da, dar mai închide acolo. Vrei să punem puțin pauză? Dar... Dacă mă rogi frumos pot. Hai, roagă-mă frumos. Lasă-mă. Mă jur eu. Hai, dacă mă rogi frumos, uite, pun pauză. Hai, termină cu rugată-te frumos. Hai, măi, mama, ce ești supărată? Ai văzut că eu am venit așa cu o energie pozitivă și tu ești așa negativistă? Îmi place cât ești nervoasă. Bine, hai că punem puțin stop stick al mens. Te pup. Da, am revenit după puțină pauză. Ce vrei să faci acum, mamai? Uitați, focul arde în plită.
primeași focul din plită. Așa, păi noi vrem să fim cât mai naturali. Noi nu jucăm teatru, suntem naturali. Teatru jucăm, să joc teatru aici. Și te-ai uitat aseară la Survivor? M-am uitat. Ai văzut-o câștigat ai mei? Tot cu faimoșii ți-ai? Hai lasă-i, dă-i Dumnezeu lor. Păi cu cine ți-ai? Cu războinicii. Nu, au pierdut războinicii tăia, na. Te bat în fiecare seară de acum. Dar tu ai fericit, cred că? Acum ce faci? Poți să ne explici și nouă? Nu pun la prăjit, ce-am fac acum? Dar mama aia punem pârjolele la prăjit. Păi te mai întreb și eu, măi, mamaie, dar stăm așa... Mai glumim și noi, mai... Nu-mi place, mai... vorba multă nu-mi place. Vorba multă sărășea omului, nu? Păi... Câta vorbă, fără... Unde-i frișca? Afară, bă, unde-i? Nu, mai vine, sunt tare. O aduc și pe ea un pic? No, în casă? Nu, lasă-o. Faci câteva din alea rotunzi? Ai face, la urmă. Ia, uitați ce frumos se prăjesc păjolițele. Cum se mai zice? Piftele, nu? Hm? Păjoale, nu piftele. Piftele sunt jale ca toate. Pârjoale moldovenești. Moldovenești. Pârjoale. Ce moldovenești? Deci carne de porc, usturoi, cartofi. Ce mi-ai pus? Ce năpăină ai pus? Ouă. Ouă. Cam câtă carne ai pus? Ok, carne. Și acum fac pârjoale, prăjesc. Acum faci câteva păjoale rotunzi, nu? Păi așa vrei tu. Am mai mici tieli. Nu mai mici tieli, nu fac revusuc. Am văzut o femeie așa, le făcea mici, 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 mici. Da, și... Păjoalele, așa de mică. Nu știu, tu parcă devii din și în și mai frumoasă. Am vorbit prostii. Da. Păi, dar nu ești urâtă. Îmi place așa rotunde? Nu ești frumoasă? Place rotunde? Ești cea mai frumoasă din sat. Ai pus Botoșaniu pe hartă. Nu se mai aude și lumea din sat. Păi, pentru mine nu ești cea mai frumoasă mamaie din pită globul ăsta. Ai pus Moldova asta pe hartă. Da. Cu videoclipurile astea de tale. Te-am făcut vedetă. Da. Păi, toată lumea zice că tu fără mamaie nu ești nimic, ești egal cu zero. Dar mamaie era fără mine și ceva? Da. Nu prin intermediul meu? Am făcut o vedetă? Prin intermediul meu o vedetă, așa că trebuie să-mi mulțumiți, nu să mă... să-mi vorbiți urât. Mai sunt și oameni din ăștia care vorbesc urât. Vezi? N-au când. Ia uitați, o măița cum face pârjolele. Lante. Cum? Internet, partea asta, lante. Stai ca să-ți mai pun, ia un pic mâna. Stai, stai. Să-ți mai pun câțiva ciucălăi pe foc. Să te ajut și eu la ceva, nu? Să contribui și eu. Hai, gata, gata. Stai, stai, să mai punem. Nu mai pune că pe ei. Ia mâna puțin. Nu mai pune carte joale. Hmm? Gata, ai destul. Auzi? Ia uite un pic. Dar ce mă fac eu că eu sunt la dietă? Cum mănânc pe joale? Ai, mă, dietă. Mănânc acolo și dietă. Când te iau cu dieta, mă doare în capul chiar. Când te iau cu dieta. Când mă doare capul. Păi de ce? Când te iau cu dieta asta, să spărți mașina până acasă. Ți-ai cumpărat mașină? Mașina de tocat, ei! Aaa, eu ți-ai cumpărat mașină. Ei, da, îmi cumpăr mașină.
A, ce sfârâie. Jerjac. Da, gata mama, le-ai pus? Da. Ia să vedem. Le pui acolo pe masă. Hai grijă că ai sunată prăjoarele. Mergi să aduci vin? Da, din beci. Hai că eu stau aici și mă uit la prăjoarele, le verific. Da. Eu spunem puțin pauză până vine mama aia. Gata, așa rapid ai fost? Da, ce de când e. Uite, uai, mama aia, uai. Dar de cum te-ai gândit tu să faci un pic de vin fiert? Asta așa, ia. Până aici până prăjoarele. Nu, nu, că am adus eu un dulcitor. Da? Ia uite. Să spunem atunci, nu? Da, o să punem un dulcitor din ăsta. Mai punem pe foc alea, că tu. Pune eu pe foc? Pun, să pun eu. Hai că pun eu. Naveta asta cam stă aiurea aici. Ia, ia. Auzi, dar... Trebuie să faci și mă măliguță la păjoale, știi, nu? Nu mai fac măliguță. Ca am măliguță făcut. Fac mai înainte măliguță și am mâncat cu borș. Da. Și chiar mi-era dor să mănânc mă măliguță cu păjoale. Da. Dar trebuie să mă trebuie să stai și până mână, că e nu pot. Mama, o să ne facă și un pui de mămăligă. Las că o ajute, o să facă. Auzi, dar tu ce faci acum? Vrei da. Să bei și tu vin? Da, deci eu nu mai eu. Nu mai ai medicamente? Nu mai am, te spun că nu mai am. Gata, nu mai fac mămăligă, stau mămăligă. Ce mai zic ăștia la știri? Nu mai știu, că nu m-am uitat la știri. Mai măresc pensiile? Da, e slavă, n-am să spun una, pensiile. Trebuie să-i întorci pe partea alantă, nu? Aleată. Închide ușa. Asta mai. Închide cu irașii. Ia uite ce frumos e afară, iese soarele. Iese soarele. La tata aia unde, că nu-l văd pe afară. Iese, la coșuri, pe acolo. Uite, la coșuri. Auzi? Când e ziua ta? Pe ce dată? În mai. Pe 25 mai. Pe 25 mai? Mm-hmm. Ce vrei să-ți cumpăr de ziua ta? Nica. Sanatate. Ei, trebuie să-ți fac un tort. Sanatate. Pe eu sanatate nu pot să-ți dau. Eu trebuie să-ți ofer un cadou. Dumnezeu îți dă sănătate. Cum am eu și așa. Lasă că o să fac și un pui de mămăligă. Îl fac eu cu mama, ea nu mai poate. O doare cam spatele. Auzi, dar nu le-ai făcut pre... Pre mari? Mhm. Nu. Dacă nu fac așa. Dacă mănânci una țisatură, nu? Da, cum îi fac așa mici? O să ieri așa mici îi fac. Nu, altceva cine mai zici? Da, ce să mai zic, nu mai zic nimic, că nu prea am dormit azi noapte, nu prea mă așa bine. Fierbi vinul? De o leacă, că eu vreau să ridic, de o leacă, eu sunt în potolă. Ce-ți fac? Tu stop? Abia aștept să vină primăvara. Până la primăvară și eu nu s-aș înmarcă la pală. M-am săturat de stat în casă, m-am săturat de friguit, să stau așa înfofolit. Da, stau să vin o dată vara, să pot să stau și eu la soare, să mă bronzez. Da. Anul ăsta te iau la Constanța, gata. Da, m-am dus la Constanța. Te iau la plajă. Dar ai fost vreodată în Constanța? Am fost, nu era mai tânăr. Ai fost și la mare? Am fost. Da? Da. Și te-ai băgat în apă?
Da, soarele. Nu, așa cu totul, scăz. Auzi, dar tu știi, sunt noți? Știu. Dar și te-o învăță? Să nu încă învăță acum. Auzi, știți un pic la mine ca să-ți fac o poză. Pat, lângă pârjoale. Stai acolo când se prăjesc ca să pot să pun o poză de copertă. Stai să le prăjesc. Nu, stai așa lângă, știți la mine. Gata. Ai pus și ceapă? Nu. Dar se pune și ceapă, nu? Nu. În pârjoale. Nu. Acum aveți în pârjoalele. Dacă v-a plăcut, dați acolo un like, un share și vă abonați la canalul nostru de YouTube. Dacă mai vreți ceva, dați acolo. Comentarii. Comentarii. O zici cineva ca să faci cozonac? Voi face. O să facem cozonac înainte de Paște. La Paște, nu înainte de Paște. Păi înainte, câteva zile, nu? Da. Acum mai cumpăr câte unul, că nu-mi trebuie. Mâna eu de acolo. Ai obosit, mama. Mai. Auzi, ar trebui să le pui aici în platou ăsta frumos, tăte. De acolo din farfurie, știi? Da, ca le pun în platou. Uite așa frumos, le punem la urmă aici, ca să le facem o poză. Așa ai făcut așa multe. Dar cum? Eu trebuie să faci mai puține, ca să scapi repede, nu așa de multe. Să scapi repede, dar știi? Să scapi repede, și ce-ai făcut pentru tot satul? Ok, ce frumos o făcut mamaia pârjolele. Ai venit să te pup, mamaie? Că ai făcut așa hai de frumos. Păi nu vrei să te pup? Nu. Păi de ce? Nu se pupa, mă pup. Boala asta cu epidemia asta nu se pupă. Ce să facem? Vorbim, mă, păi să-i băzi că ești iar lumea, mă. Păi de așa să facem un vlog. Am terminat. Și pârjoalele moldovenești. Ia uitați. Mamai, dar nu vorbi cu mâncarea în gură, că nu te auzim. Stai să-ți fac o poză așa cu pârjoalele. Uite la noi. Gata, acum... Acum mănânc o pârjoalele, că vă cum, ai. Da. Mm-hmm. Ia dă-mi și mie una. E rotundă, se spune rotundă. Stai că am uitat că-s la diet. E, da. Bă, nu am încă o prăjoală. S-o mănânc tătoare? Da. Chiar că ești bună. Vă rog frumos, dacă v-a plăcut, dați acolo un like, să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Dacă v-a plăcut, dar v-a plăcut să dați comentarii acolo. Nu, adu două paharele. Cred că deja ofert vinul măi mamaie. Ai pus pastică? Nu, întâi punem vinul în pahare. Dacă n-aș ieri și pe fervinte. Ia uitați, vinul ofert, stai că-l iau eu de aici. Aoleu, dar frige. Stai că eu cu asta. Ia-ți șarvă tu, băi! Ia-ți șarvă tu! Pune, mă! Nu crezi, paharul are. Pui jumătate. Jumate la tine, jumate la mine. Uite, fai că am fost popă. Am pune tu pastică. Așa, stai să pun eu... Câte pastile îți pun? Una!
Nu, două, ca să iasă dulci. Cifre dulci. Stai ca să pun așa. Una, două. Una, două. Nu știi cifre dulci. E că frizii, e vreți. Nu trebuie să așa. Hai, mama, îi dăm coace. Ce văd? Frigie? Va și bun, dar frigie. Dă-mi încoace paharul. Da, dar frigie, ai grijă cu frigie. Vai, chiar n-am băut vin și el de când a făcut omul zapată. Eu pe zoală, beau un par de vin. Nu mai gata, că am luat una. Păi ce fac acum, ți le mănâmpi, tati? Vai, ce frigie. Bem paharul ăsta de vin și după o să facem și un pui de mămăligă. Nu mai fac măliguța. Asta o fac eu. Măliguța, uite, măliguța e întreagă, am făcut mai înainte. Dar nu-i rece? Nu. E caldă? Da, că am făcut mai înainte, am mâncat atunci. E sabur din ea? E sabur. Păi trebuie să ia saburi. Bine vinul și așteași. Ia stai să-ți fac o poză, măi, mama, așa, acolo, în prujuliță. Zâmbești. Dar n-ai făcut una, cât timp faci? 70? Păi să fac mai mult, să am aici telefonul plin. Telefonul plin. Hai, uite-te. Dacă îți fac așa și de la distanță. Gata, ca să punem și pe Facebook câteva poze. Gata. Ce-ți fac? Nica. Bem vin. Da. Dar nu te văd așa în apele tale. Da, la că mă doare spatele. Am mai spălat dumneavoastră o fonie de rufe. Am spălat. Vai, dar ce frigi. Poate în pahar să lucești greu. Da. Trebuie să-l pun într-o can. E o prăjoală. Păi, dar n-am luat una. Ca să meargă vinul, nu merge vinul. Hai, dă că iau de acum una. Hai că iau de asta mare și una și gata. Dacă nu ai una pe joaie? De acum până mâine nu mai mănânc. Da, da. Bei, mă zic eu, pe joaie merge vinul. De-aia m-aș bea un fiecare zic eu în parel. Da, e bun. Frizi, băi. S-a îndulcit? Aha. Mai e prăjoare. Nu mai gata. Mai leac să-l gătesc. Mai cum e să amăr, ia. Știi că s-a încălzit la tine aici în casă. Da. Am făcut dimineața, am încălzit apă și am spălat. Când m-am făcut, tătuța a vrut borș și am făcut borșor cu cărniță de pulpi. Am mâncat, am făcut măliguțe și am avut carne tocată și... Uite, ai zis că n-ai petrecut de Valentine's Day, nu? Mm-mm. Da, petrecem acum. Da. Pârjoale și vin. Fiert. Ăsta e Valentine's Day. Uite, e bun, ai? E bun. Dar am înbiat 150. Da, dar vezi că ai tensiune și... Nu poți să bei fiecare. Ei, un pahar poți, dar nu mai mult. Dar ea n-a nu am băut, atunci când am făcut omii zapadă. Și acum, n-am mai scos. Ai grijă dacă e medicamente să nu bei vin. Dar nu, eu am 4 zile, n-am mai luat. Nu? Păi de ce? Deci nu mai am. Mm-hmm. Trebuie să mă las să vin să cumpere. Păi și când mergi? Nu știu, nu vezi că vremea asta, să facă vremea asta. Las că mă duc eu joi și îți cumpăr eu. Gata, am băut și vinul. Am venit cu o păjolică și gata. Tu nici nu l-ai băut să ai. Păi dacă frige, cum să-l beau? Așa am băut. Auzi? Hai să vin din vin. Și eu așa am să beau. Păi tu n-ai voie să bei. Ia. Păi oprim și noi și restul îl vindem și facem bani. Nu îmi trebuie, las la acolo până... Chiar? La nu pot nu-ți face. Stai cu unele de stop. Spunem la prietenii noștri pe YouTube că avem vin din vândut. N-am vândut. Să vă spun aia. Să-ți vândem. Așa la care îl avem, îl vindem tot. N-am. Dacă nu-ți face. Grele. Până la anul. Cumpărăm. Aia, cumpăr. Anul-i să mai faci ce zic? De cum? Cumpărăm. Mă, ce mănci erbunți pe la stomac, nu-i să. Fost erbinti. Hai mai eu, păjar. Nu mai gata, păi am la două. Eu să merg cu vinul, că așa nu merge vinul. Așteptăm să-i dați notele lui Mamaia. Să-i dați notele lui Mamaia. Dacă vă plac păjoarele... Moldovenești. Da, 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 da.
Eu tu prăjoarele mănânc. Da, indiferent de ce notă ei. Ce notă ei, eu pot să iau și unul. Dar nu e, nu, tu iei zăși. Prăjoarele tot le mănânc. Ori cu notă, ori fără notă. De acum, săptămâna viitoare, o să mai facem un vlog nou, dar trebuie să ne gândim ce să mai gătim. E gătit tot ziua, fac mâncare, da. Bine, dar să facem ceva așa mai tradițional. Da. Oricum, dacă voi aveți ceva idei, puteți să ne lăsați comentarii și noi o să... Îmi vine plicul de lumină, nu e? Tu venit? Plicul? Încă nu. De la Paul e venit. A fost așa și o știi contorul, știi? Da? Nu știu. Da, a fost femeia așa și o știi contorul. De-am o strâng și eu spăl farfurii, spăl mașina. Da, cam atât, prieteni, ce să vă mai zic. Dacă v-a plăcut vorba lui mama Maia, dați un like, un share, da, comentarii și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Vă doresc multă sănătate. Și vă doresc multă sănătate și numai bine tot ceea ce vă doriți. Și încă o dată vă mulțumim din suflet că aveți răbdare cu noi și ne urmăriți. Da, nu? Care vrei, care nu. La revedere!